Dragii mei, de ceva vreme vroiam să vă arăt rețeta mea de borș, așa cum o pregăteam eu cu mulți ani în urmă când locuiam în țară. Acum a venit momentul. Cert este că aici, în zona în care locuiesc în Spania, sunt mai greu de găsit tărâțele de greu. Dar într-un final le-am găsit și m-am pus pe treabă. Chiar îmi era dor să pregătesc borșul așa cum îl făceam cu mai bine de 20 de ani în urmă, când eram la mine acasă. Făceam foarte mult deoarece nu era doar pentru consumul personal, ci și pentru vânzare. Bineînțeles că borșul pe care eu îl pregăteam acasă a fost analizat înainte în laborator și am primit autorizație pentru a-l vinde. Este una dintre cele mai bune și simple rețete de borș, fără drojdie și fără pâine, cu doar două ingrediente și apă fierbinte. Eu am să încep de la zero cu pregătirea huștilor sau a maielei și apoi umplerea acestuia. Borșul obținut este ideal pentru acrit ciorbe sau pur și simplu pentru băut deoarece este unul dintre cele mai bune probiotice naturale. Rămâneți până la final pentru a vedea modul de preparare și toate trucurile pentru a obține un borș perfect. Începem cu pregătirea huștilor sau amaielei pentru borș și pentru aceasta avem nevoie de o cană foarte plină și îndesată de tărâțe de grâu și jumătate de cană de mălai. Punem ambele ingrediente într-un recipient și le amestecăm foarte bine. Amestecăm întotdeauna ingredientele și borșul cu o lingură de lemn sau de plastic. După ce am amestecat foarte bine tărâțele cu mălaiul, adăugăm două căni de apă fierbinte. Apa trebuie să fie fierbinte, dar nu clocotită. Este foarte important ca apa să fie fierbinte, să aibă în jur de 50-60 de grade, nu mai mult. Amestecăm foarte bine pentru ca apa să se încorporeze cu mălaiul și tărâțele după care acoperim recipientul și îl lăsăm într-un loc călduț pentru 24 de ore pentru ca huștile să fermenteze. În cazul în care nu este foarte cald în încăperea în care veți lăsa recipientul, acoperiți-l cu câteva prosoape de bucătărie pentru a-și menține temperatura. Asta va ajuta la fermentarea huștilor. Dacă este mai frig în bucătărie sau unde veți ține recipientul, bineînțeles că va întârzia mai mult timp în a fermenta dar dacă este acoperit iar apa este fierbinte, ele în 24 de ore vor fermenta foarte bine. Și după 24 de ore, huștile sunt gata. Am să apropii puțin camera pentru a observa bulele de fermentare. După cum vedeți, ele au fermentat foarte bine și au un miros foarte plăcut. Iar acum trecem la pasul următor, umplerea borșului. Tot ce trebuie să facem să avem un recipient destul de mare, poate fi un borcan de sticlă sau în cazul meu eu am folosit unul de plastic pentru că nu am un borcan de sticlă atât de mare, dar voi dacă aveți puteți să folosiți unul de sticlă sau chiar și unul de ceramică, acum fiecare ce are la dispoziție. Eu înainte când pregăteam borșul pentru vânzare trebuia să-l fac în bidoane din acelea mari de 50 de litri și erau de plastic bineînțeles și îl vindeam tot în sticle de plastic, dar să știți că borșul era extraordinar de bun. Acum punem în borcan o cană de mălai și două cani de tărâțe. Le amestecăm foarte bine cât să fie omogenizate. Apoi adăugăm și huștile și amestecăm din nou. Acum adăugăm apa fierbinte, exact ca și la pregătirea cuștilor, apa nu trebuie să fie clocotită, doar trebuie să fie fierbinte. La umplerea borșului eu am folosit 4 litri de apă fierbinte. După ce am adăugat toată apa, putem să amestecăm foarte bine pentru a omogeniza un pic tot amestecul, iar apoi dacă doriți să îi dați o aromă specifică borșului, puteți să puneți crenguțe de leuștean, crenguțe de cimbrișor sau chiar uh, câteva frunze de țelină. Eu am pus câteva crenguțe de cimbrișor și de asemenea câteva frunze de țelină. Acestea se vor infuza cu apa fierbinte de la borș și vor da un gust foarte plăcut. Acum depinde la ce îl veți folosi. Dacă îl utilizați numai pentru ciorbe, este bine să puneți leuștean. Sau pur și simplu puteți să îl lăsați așa, pentru că el oricum va ieși foarte bun. Acoperim borcanul și îl lăsăm într-un loc călduț să fermenteze 24 de ore. Puteți să puneți câteva prosoape de bucătărie peste el pentru că așa va ajuta să își mențină temperatura și va fermenta foarte bine. Este bine ca pe durata celor 24 de ore să mai amestecați din când în când în borș cu lingura de lemn. Iar după 24 de ore borșul meu este gata, după cum vedeți s-a separat foarte bine tărâțele de partea lichidă. Borșul este limpede, are o culoare foarte plăcută și miroase extraordinar de bine. Acum doar trebuie să-l scoatem cu grijă din borcan și să l strecurăm pentru a elimina eventualele resturi de tărâțe și după aceea putem să îl punem în sticle. După cum vă spuneam și la început, borșul îl puteți folosi atât la ciorbe, dar și să îl beți. O cană de borș pe zi este sănătate curată, deoarece este un probiotic natural foarte bun, care menține sănătoasă flora intestinală. Este foarte indicat și în curele de slăbire. O cană sau chiar două de borș pe zi ajută la pierderea în greutate. După ce am scos borșul în sticle, îl vom mai umple încă o dată pentru a scoate și mâna a doua. Doar că la mâna a doua am adăugat doar 3 litri de apă. Amestecăm bine, acoperim borcanul și îl lăsăm la fermentat alte 24 de ore. A doua mână de borci este și ea gata după alte 24 de ore. Eu am să scot și pe acesta în sticle și am să-l depozitez, bineînțeles, la frigider, iar acum pot să opresc și huștile pentru următoarea preparare a borșului. Din toată cantitatea rezultată eu am să opresc jumătate și am să o pun într-un recipient de sticlă, o pun la frigider, iar în momentul în care voi începe să umplu din nou borșul, am să folosesc aceste huști. Trebuie să știți că ele pot sta și 2-3 luni la frigider fără niciun fel de problemă. Le scoateți în momentul în care doriți să umpleți din nou borșul, iar apoi când îl terminați puteți să opriți huștile noi pentru alte 2-3 luni la frigider. Iar dacă veți obține cantitate multă de borș și nu îl puteți consuma pe totodată sau în câteva zile, puteți să îl împărțiți cu vecinii și prietenii cărora le place borșul și să pregătiți din nou altul proaspăt. De asemenea, îl puteți pune și în sticle de jumătate de litru de plastic, băgate la congelator și scoateți din ele când aveți nevoie. Dragii mei, până aici videoclipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut rețeta mea de borș. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii dacă ați încercat rețeta și cum v-a ieșit borșul. Iar dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să o distribuiți cu prietenii voștri în rețelele sociale, pentru că multora le poate fi de ajutor. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!